Domnul Florin Dănescu, președintele Asociației Române a Băncilor, de asemenea ne-a transmis prezentarea domniei sale, pe care așteptăm cu interes să o audiem. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cel mai scurt fel sau cea mai sintetică manieră de a parcurge principalele direcții în care se uită industria bancară este să aduc aminte foarte repede strategia industriei bancare din România, a Asociației Române a Băncilor. Avem patru piloni strategici, cel al creșterii intermediării financiare în România, cel al digitalizării, al agendei digitale a României, cel al educației financiare în România și cel al platformei financiare. Să o luăm cu începutul. La debutul pandemiei, creșterea intermediării financiare era oarecum într-un semn de întrebare. Dacă intermediarea financiară în România este de aproximativ 26% față de o medie europeană de 92%, putem să înțelegem cât de mare este distanța, cât de mare este decalajul capacității de finanțare pentru o economie comparabilă cu economiile europene. Ce putem face aici? Cum am intrat în criză? V-am spus cu 26%, totuși comunicarea a crescut, încrederea în sistemul bancar a crescut, propunerile noastre au ajuns pe masa decidenților, așteptăm ca lucrurile astea să se întâmple pentru a impulsiona o creditare mai bună, o creditare mai bună a IMM-urilor, care în perioada crizei au primit un ajutor consistent din partea băncilor. Peste 30.000 de IMM-uri au primit avansul, ajutorul, garanția statului și finanțarea băncilor prin IMM Invest. Aici un indicator trebuie susținut, să spunem, comunicat. Dacă înainte de criza pandemică, IMM-urile din România aveau un acces de 1 la 7, din 7 cereri, un IMM avea acces la credit, în timpul pandemiei acest raport s-a îmbunătățit consistent la 1 la 3. Din 3 cereri pentru creditare, un IMM a obținut credit. Este un lucru foarte important. De asemenea, populația a primit un sprijin puternic pe trendul creșterii creditării în timpul pandemiei. Priviți că asta a fost un risc foarte mare al băncilor pentru a nu crește neperformanța, totuși creditarea a crescut în această perioadă. Asta ne spune că am învățat din criza financiară anterioară, când practic toate industriile, toți reglementatorii cumva s-au retras, s-au încercat să se protejeze și nu au mai contribuit la economie, creând efecte și mai negative. Asta nu s-a mai întâmplat acum. Și asta a și dus la o percepție mult mai bună a băncilor. Al doilea pilon strategic al industriei bancare din România este cel al digitalizării, spuneam. Paradoxal, în timpul crizei, digitalizarea s-a îmbunătățit, a evoluat. Asta arată că băncile erau deja pregătite, aveau research-uri, cercetări în acest domeniu, aveau chiar produse care erau pregătite să intre în viață. În perioada de debut a pandemiei, băncile au fost puse în situația de a își depăși volumul operațional de peste 20 de ori. Deci față de tranzacțiile medii de dinainte, cererea a fost atât de mare în acea perioadă încât volumul maxim al mediu al tranzacțiilor a fost depășit de 20 de ori. Și faptul că industria bancară a făcut foarte bine față, practic nu au fost discuții, asta nu înseamnă că n-a fost o muncă și o atenție considerabilă de zi și noapte, pe perioade foarte lungi pentru oamenii din bănci, cărora trebuie să le mulțumim. Nu uitați că bancherii au stat în front office, mai ales oamenii noștri din sucursale, au stat în fața clienților lor, fără condiționări, fără cerințe specifice, fără văicăreală, iertați-mă că spun așa, și face cumva să ne ducă la o percepție. Nu-i așa că industria bancară a fost una din puținele industrii care au oferit și nu au cerut. Și poate că e un model de urmat pentru noi toți în perioada următoare. Digitalizarea, spuneam că s-a îmbunătățit și mai e cale lungă pentru a ajunge la o pondere mult mai mare al accesului digital al clienților noștri. Rămân foarte mari gap-uri, foarte multe decalaje între viața rurală și urbană, între felul în care aceștia au acces la produsele bancare. S-a îmbunătățit incluziunea financiară, s-a crescut cam cu 10% în ultimii ani, de la 57% la 67%, ca și cei care au acces la un cont bancar. Și o să trec acum la al treilea pilon important, educația financiară. Educația financiară rămâne o prioritate. A devenit o prioritate pentru toate țările, pentru întreaga lume. Toată lumea își dă seama că în epoca populismului, educația în ansamblu, cultura, dar educația financiară cu pregnanță, devine un element important, un element atât de important încât nu asigură numai independența financiară. Astăzi, independența financiară înseamnă independență în sine, înseamnă libertate.
în epoca manipulării a informațiilor distorsionate, a diferenței foarte mari între percepție și decizie și realitate. Diferența între percepție și realitate face ca deciziile să se ia, din păcate, după percepții și nu după realitate. Trebuie să contribuim cu toții la această educație, mai ales dumneavoastră și noi, în același timp, la o mai bună educație a copiilor noștri, a celor ca noi, a salariaților noștri, a decidenților, a presei, a media și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.